că o să fiu cu voi în live-ul acesta mai scurt. Vreau să vorbesc cu voi un pic. Eu între timp mă pregătesc pentru că am dimers undeva cu cei mici și trebuie să mă pregătesc. Nu am ce face, dar am zis că vreau să vorbesc cu voi și mai ales vreau să vorbesc pentru că știu că diseară o să fie un live unde o să fie una dintre cele dintre aceste familii pe care am menționat-o. Și de aia m-am gândit că să vă invit să mergeți și voi să le ascultați povestea. Știu că abia acum probabil primiți. Bună, Cristina! Că ești însărcinată, nu? Bună, Ana Mihaela! Bună! Am zis că hai să vedem cine intră. O să fie un live foarte scurt. Bună, Emma, o să fie un live foarte scurt în care eu mă pregătesc rapid pentru că trebuie să plec. Bună, Elena! Trebuie să plec cu ele, că are ecografii la rinic. Dar am zis că vreau să vorbesc un pic cu voi. Pentru că nu... 6 februarie. 6 martie, poate vrei să zici. Că acum e 6 februarie, a fost deja. În fine. Și am zis că vreau să vorbesc așa un pic cu voi și despre... Bună, Mărioara, dați like, fetele, dacă sunteți aici cu mine. Mi s-a terminat corectorul ăsta. Uitați-vă dacă n-am pierdut nimic. Ai născut deja! Wow! Super! Stai așa. Ai născut! Oh, ce fain! Felicitări, Cristina! Multă sănătate! Diseară o să fie un live, nu este de la noi, de pe canal. Mulțumesc mult, cu mare drag, mă bucur foarte mult, ești ok? O să fie un live pe Vocea Creștinilor, pe canalul, în care o să fie una dintre familiile la care le-am menționat aici, familia Rotundu. Și... Nu prea am vorbit eu așa despre subiectul ăsta, dar m-am gândit că vroiam să vorbesc și n-am avut așa ocazia să mă pregătesc bine să vorbesc despre el, dar sunt mai multe familii la care în străinătate li s-au luat copiii și apoi a trebuit să lupte și li s-au dat înapoi după. Acum chiar de recent la familia Furdui din Germania li s-au dat și ultimul copil. Jayden este la fel. Nicio schimbare. Și vroiam să vorbim așa un pic despre asta, pentru că cred că nu se vorbește de ajuns. Eu am urmărit de aproape toate cazurile astea. Cred că cel mai cunoscut caz a fost cazul familiei Bodnariu, care a fost primii în Norvegia. Și iar apoi au mai urmat mai multe cazuri și la suprafață că erau. Dar familia Rotundu, sunt din Iași ei, o să fie diseară în interviu la Vocea Creștinilor și la ei statul danez o recunoscut că a făcut o greșeală când l-a luat copilul. Deci l-a luat copilul pentru câteva luni bune, i-a închis în închisoare și apoi le-a... le-a dat înapoi și a zis că a greșit. Dar... degeaba zic ei că o greșit pentru că răul a fost făcut, adică copilul i-a fost luat și ei au trecut prin această traumă și nu poți să mai dai înapoi timpul care l-ai luat familiei și copilului și nu știu. Mi se pare că, părerea mea este că mi se pare că câteodată sistemele astea din... a proteja copiii din unele state se cam exagerează, poate. Este adevărat că trebuie să fim atenți și trebuie să avem grijă. Copiii sunt vulnerabili. Și
dar trebuie să fim atenți că copiii sunt cel mai bine de obicei în familia, în familia lor cu părinții. Eu asta cred. Sunt foarte rare cazurile când, da, sunt și abuzuri și... trebuie să intervină statul să protejeze copiii, dar este păcat că în unele cazuri nu se investighează îndeajuns și se țin copiii la unele familii degeaba. Bună, bună, Iliana! Eu mă pregătesc să mă duc cu ele la ecografii, la rinichi, că ea, după ce au avut infecția la urină, ne-au zis că o să trească să aibă ecografii la rinichi ca să verifici. Cred că e tot ok, că nu cred că e cine știe ce, pentru că și Andy a avut odată o infecție la urină și a făcut, e procedură. Dar, în fine, bună, Nela. E bine, acum doarme Eli. Uitați-o, doarme așa frumos aici la ea, în cameră. Trebuie să merg doar ca să fac ecografia asta. Eu am zis că mă pregătesc acum rapid și vreau să vorbesc așa un pic cu voi despre asta. Știu cum prea vorbești și multe persoane nu doresc să vorbească despre asta chiar și pe YouTube, despre alte familii, nu vor să se expună. Eu m-am gândit mult dacă să vorbesc sau să nu vorbesc, aș fi vrut să vorbesc și îmi pare rău că n-am vorbit mai mult, dar am urmărit îndeaproape familia Furdui. Da. Și familia Rotundu i-am urmărit așa din umbră, dar îmi pare rău că nu am mediatizat mai mult. Și de-aia vreau să vă zic să mergeți să le ascultați povestea de seară. Bună, Daniela! Să le ascultați povestea de seară pentru că o să fie invitați la Vocea Creștinilor. Eu o să ascult, mi-am pus reminder acolo să mă uit. Bună, Lidia! Și să... Da, da, cred că toată lumea s-a bucurat că le-au dat copiii. Dar... să vorbim mai mult despre asta și să ascultăm și să mediatizăm lucrul ăsta și să vedem cum putem să ajutăm familiile care trec prin situații de genul acesta. Multe mi-am venit la Vocea Creștină, că am urmărit pe toate. Da, și eu urmăresc multe, nu pe toate, pentru că nu am timp și câteodată trebuie să aleg ce mi se pare mai interesant, dar îi urmăresc și eu de mult timp. Dinainte să fac canal de YouTube chiar, urmăresc pentru că am multe lucruri interesante, mai ales interviurile îmi plac. Așa că eu vă invit să mergeți acolo să vedeți de seară, la ora 6, ora UK, la ora 8, ora României, cred că este. Familia Rotundu e invitat acolo. Bună, Ana Maria! Vă aduc aminte, dacă sunteți aici, n-ați semnat petiția, vă rog să semnați petiția pentru guvern care am făcut aici pentru Anglia și dacă cunoașteți pe oricine, chiar și soții voștri, chiar și prieteni, chiar și oricine, dacă puteți să faceți lucrul acesta, să le spuneți, să semneze, că este foarte important. Pe cine mai recomandați la Vocea Creștinilor? Bun, numărit. Nu am să recomand. V-am zis doar că de seară vă recomand să ascultați emisiunea, să ascultați emisiunea la Vocea Creștinilor live. Mulțumesc! Mulțumesc mult și ție, Emma. Mulțumesc, Elena! Să mergeți să ascultați povestea familiei Rotundu, că eu cred că este o poveste importantă, adică eu chiar aștept să ascult partea lor, știți? Mai ales că la ei statul danez au recunoscut că au greșit, că le-au luat copilul, așa au apărut în presă, că statul a recunoscut și, na, degeaba au recunoscut că trauma a fost făcută la părinți, să-ți iei bebelușul de o lună și ceva și... mama a lăptat copilul, adică, nu știu, de aia vreau să vă invit să vă uitați și să vă interesați când vedeți cazurile astea în presă, pentru că acum, da, au fost înapoiat și copiii la familia Furdui, dar sunt sigură că mai sunt familii care suferă pe nedrept. Poate sunt care, da, cu adevărat le-au luat statul pentru că poate își neglijau copiii sau au fost abuz, dar sunt și familii care... cărora le au luat copiii pe nedrept. Pentru că pur și simplu ei s-au grăbit. Da. Bună ziua, dar nu ce faceți? Bună, Mirela, suntem bine. Am zis că intru rapid așa cu voi pentru că acușa vreau să plec. Nu stau mult, o să stau foarte puțin. Când se trezește ele, am plecat. Că trebuie să mă duc la ecografii cu ea. Nu vine să cred că le au luat copiii, sper să plece în țară, da. Nu am urmărit tot despre această familie. Care familie? Că sunt mai multe. Familia Rotundu le-a dat copilașul de ceva timp. Nu de mult, de fapt.
Și familia... familia Furdului odată acum, săptămâna trecută, ultima fetiță, cea mai mică, după 2 ani după ce le-a ținut-o. Ana, am zis, ești o femeie extraordinară, te apreciez foarte mult, te-am descoperit de vreo lună și tot timpul aștept să văd un vlog nou, videoclip cu voi toți. Și continuă să faci tot ce faci, că bine faci. Mulțumesc mult, Ana! Bine că le-a neapuiat. Da, da, da. Bună, Cătălina, bună! Da, asta vreau să zic așa. Da, da, da. Așa, la familia Furdui, ok. Că sunt mai multe de aia, au fost mai multe familii și... Dar, da. Mulțumesc, am mâncat o banană că... Trebuie să mai mănânc ceva acum, gustare. Da, da, nu știu altceva, asta simțeam, am simțit așa pe inimă să vă zic lucrul ăsta. Copiii sunt ok, au acum un pic de quiet time, să liniștiți. Ele doarme, când se trezește de aia, când se trezește vă las, că mă duc repede să-i dau să mănânce și apoi mă duc repede cu ea la ecografie. Că... Azi o avem programată. Suntem bine. La Domnului suntem bine. Nu suntem bolnavi acum. El e răcit încă un pic, încă mai are muci. Și Jayden și cu Emma mai tușesc așa un pic, dar na, e perioada. Ce să-i faci? Perioada anului când îs răceli un alta și noi avem atâția copii mici. Na, ce să-i faci? Să bolnăvesc. Dați like, fetele, că nu... Nu ați dat like mult. Am urmărit vlogul, a fost plin de motivație. Da. Da, da. Majoritatea chestiilor le-am făcut alaltă ieri. Luni, că luni așa m-au apucat că în weekend n-am făcut nimic aproape. Și m-au apucat așa un chef să fac curat și să mut și... mai făcusem și zilele trecute cu Adrian. Și am zis că hai să facem. Și știu că pe mine mă motivează. Eu mă mai uit când în când la Clean With Me. Așa, fetele, mulțumesc că dați like. Mai dați acolo că ne ajută ca să fii mai promovat live-ul, să vadă și alte persoane că suntem în live. Că nu toți primesc notificarea că sunt live. Da, mie îmi place, pe mine mă motivează și mă văd și pe mine că am făcut curățenii. Mă motivează pentru că după văd că e curat în casă. Și mă motivează că când îl editez, mai ales și văd că am făcut un alta, mă motivează să mai fac. Să mai continui, na, știți cum e. Ce mă bucur că a luat Elisonul. Da, dar nu venea să cred. Deci am ajuns să eram la momentul când am zis că renunț. Chiar scrisesem la câteva prieteni, le-am zis, dacă v-ați uitat în vlog, știți, scrisesem la câteva prieteni și le-am zis că eu renunț. A, Adrian, live. Am zis că intru rapid, dragul meu, Adrian. Tu ești la muncă, du-te, ești în pauză. Du și lucrează. Ați dat like, dați like, Monica mea, mulțumesc, Ana Maria. Ești o scumpă, așa, aduce aminti. Am zis că intru rapid în live, că m-am pregătit acum un pic să fiu gata să merg la ecografie și am zis că hai că intru, că prind ocazia, că acum e o leacă liniște, nu mai prind eu după aia. Și pe mine motivează maxim vlogurile de curățenie. Da, da, da. Te cred că nu ți-a fost ușor să folosești pompa. Da, da. Băi, la început a fost ok. La început să folosesc pompa, sincer, mi-a fost ok. Nu mi-a fost greu în primele săptămâni. Să zicem așa, prima lună, mi-a fost ok, pentru că ea n-ar fi știut oricum și ar fi trebuit oricum să folosesc pompa la început. Spoiești, oare se trezește? Nu, s-o înfoi partea alaltă. Dar a început să devină greu după și nu știu cum este pentru alte mămici care poate folosi pompa, dar pentru mine era ceva mental, nu știu, stai că încerc să găsesc cuvântul. Porneau niște sentimente atunci când foloseam pompa, deveneam foarte nervoasă, mă enervam din foarte mult de senzația aia și nu mai suportam. Nu mai suportam să pun pompa, nu știu, parcă mă săturasem și de rutina aceea, mă săturasem de spăla biberoanele, mă săturasem de tot. Nu zic că în primele săptămâni au fost super bine și în prima lună mai ales a fost ok și știam că aș fi avut nevoie oricum să-mi trag oarecum la pil, chiar dacă ea ar fi sub poate la mine la început, pentru că așa o trebuie să fac și la Emma, pentru că nu l-am greutat, chiar la micuță. Dar da, era momentul și când am zis și eu că renunț, cred că și-o dat seama ele și-o vrut. Nu știu ce s-a întâmplat, eu zic că o minune s-a întâmplat. Mă bucur că
Îi oarecum mai ușor, mai ales noaptea. O pun lângă mine și suge și eu stau acolo și pot și ațipesc și eu și ea suge prin somn și stăm liniștite amândouă. E mult mai ușor noaptea așa. Și de o parte mă stresez mai puțin pentru că nu văd eu cât mănâncă, cam pe beroane, că la beroane vedeam și mă stresa foarte mult, că vedeam că nu mănâncă, că nu termină, știți cum e. Dar așa măcar eu nu mai văd. Eu sunt sătulă de spălat beroane, sterilizat la 3 copii. Te cred, Ana Maria, te cred, da, da, da. Lasă bine că pot și așa până la urmă, urmă. Adică eu nu era ca o judecată. S-o trezit, Elea mea, s-o trezit. Cred că vă iau cu mine să o salutați și apoi vă las, că nu mai stau după în live. Că trebuie să-i dau să mănânce și... Da. Stați așa să-mi beau și un pahar cu apă, că după vă iau să vedeți pe ele. Și după vă las, că o să trebuiască să-i dau... Da, numai bine, o să trebuiască să-i dau să mănânce și apoi o pregătesc, schimb pampersul și o pun și mă duc cu ea. Așa, trebuie să închid monitorul. Important e că totul este bine și a trecut... Cu ani și astea suntem tiri frumoase pe mai încolo. Da, da. Ce gătesc azi? Nu știu ce gătesc. Eu astăzi nu cred că fac cine știe ce la prânz. La prânz o să mâncăm repede copiii o pastă cu pesto pentru că sunt plecată la ecografie și apoi mă întorc rapid. Eu încă laptez, dar deja vreau să lățarcă de repede. Da, 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 tu mai ai. Ai de mult. Ai de mult la laptez pe copil. De-abia aștept să o vedem. Hei, good morning, amore! Hei, prințesa lui mama! Stați că vă pun jos! Hei, prințesa! Ține aici, prințesa lui mămică! O, vină încoace, fetița lui mama frumoasă lui mama! Faci sport să slăbești sau ții regim? Nu, eu am mai abordat lucrul ăsta. Nu fac niciun sport și nu țin niciun regim. Nu se ține regim dacă alăptez. Și nu sunt de acord cu... la mine, cel puțin, să se țină regim mai ales în primul an după ce naște. Adică dacă vrei să fii mai atent, așa să mănânci mai atent, dar nu știu. Dacă alăptezi, nu se ține regim. Nu este ăsta importantul pentru mine neapărat. Aș vrea să mă apuc să merg mai mult, pentru că îmi face bine și mental și fizic și să fac ceva abdominale, dar sincer să fiu, eu m-am mai zis că nu... Eu nu pun niciun fel de presiune pentru mine în primul an, mai ales după ce nasc, să slăbesc. Pentru că nu mi se pare corect. Adică ai nevoie să te recuperi încetul cu încetul, ca mamă. De când ai născut-o în lăptez, deja face un an și e timpul să-l înțarc. Da, tu știi mai bine. Stați că-mi iau alea de jos ca să-i dau să sugă și vă arăt și apoi vă las. Așa, asta a fost scurt. Vă mai aduc aminte odată să, dacă vă interesează să auziți povestea familiei Rotundu, să mergeți de seară să, pe canalul Vocea Creștinilor și să ascultați povestea lor, că eu o să merg, o să mă duc, o să văd. Adică de aia v-am zis că pe mine m-a interesat, adică i-am urmărit așa. Nu trebuie să te forțezi. Tocmai, da, da, da. Dacă o femeie se simte incapabilă și vrea să facă mai mult, dar cu toate că mie nu mi se pare corect să te pui la regim după ce ai născut. E mașcudei de născut Andy. La ora 6, ora UK, la ora 8, ora României. Este interviu acolo la ei pe canal. Îl arată că i-a pus acolo. Puteți vă puneți reminder. Am urcat scările. Trebuie să fim bune cu noi după ce naștem. Trebuie să nu fim duri cu corpul nostru după ce naștem și să avem răbdare, eu așa cred. Și să nu încercăm să facem mai mult. Problema e că stă mai mult la sân noaptea. Pentru mine, strezi între 8 ore și nu-i ajunge laptele al meu. Bună, Crina! Da, da. Ei, tu știi mai bine, Lidia. Important e să faci... să faci ce simți tu că este mai bine pentru tine și pentru copilaș împreună, adică... Dar are un an, e ok. La mine la un an nu se mai trezeau noaptea să sugă, adică... Era ok în privința asta. Tu ce faci, te-ai culcat pe umărul meu iară? Tu, bubuleț, tu! Stați că o pun jos și după vă arăt și după vă salut. Să mulțumesc corpului nostru pentru...
Să mulțumim corpul nostru pentru copii sănătoși. Da, da. Oh, păi stia mucoasă lui mama. Tu, ia să arătăm la oamenii aici. Ce frumoase fetițe astea. Ia să arătăm. Stați așa. Ia uite-i-ți-se. Tu ai nașul fundat, trebuie să cureți, mami. Trebuie să cureți, mămica. Tot 5 kg are. Noi ne ținem supli. Eu nu trebuie să mă pun la dietă, că stă el la dietă pentru mine. Hai, spune, amore. Hai, spune, amore. Ține acolo, fetițe frumoase. Ține mama acolo, așa. Da, ține bebelușa lui mama. Ține bebelușa aici, așa. Da, mama. Amore, op, ți-o vine lăpticul înapoi. Oh-oh. Oh-oh. V-am zis că dacă o pun jos, îi vine să vomite. Are aproape 4 luni. Am văzut că stă pe burtică deja, bravo, el e, da, da, da. Se învârte singură, pe parte în alta e foarte de dezvoltată, nu are probleme. Așa e, amore, tu fetița, tu bubuleți lui mama, tu fetița mică, tu, a, ține acolo prințesa lui mami, ține mama acolo așa. Hei, hei. Noi avem deja 4,1 kg. Foarte bine, bravo, Cristina. Fiecare copil e diferit. Ce să-i faci? Fiecare. Mult înainte, ai. Parcă ieri ai născut, da, așa zic și eu. Da, da, da. Ea e mai diferit, așa. Ea e mai diferit. Dar arată ok, arată proporționat. Ce să-i faci? Mame, sunt diferiți copilași, diferit la sex, diferit la termen, de sarcină. Da, niciodată n-aș compara copilul meu cu alt copil de la altă mamă. Îi mai compar așa un pic între ei pe ai mei. Că îs de la aceiași părinți, na. Dar cu altă mamă niciodată nu mi se pare corect să îți compar, pentru că sunt părinți diferiți, genetică diferit, complet. Tu ce te dai înapoi, tu? Ce scumpă bubulina. Da, bubulina, uite, a zis tata că te iubește și că ești frumoasă. Îngă. Așa o zis, tăticu. Da, mama, așa o zis. Așa o zis. Oh, a. Ce vorbești acolo tu? Hai spune la oameni. Hai spune acolo la oameni tu. Spune tu, prințesa lui mama, tu. Mulțumesc mult, Crina, mulțumesc. Așa e, amore. Îngă. Oh. Hei, scumpa. Bun, vă las, cred că nici eu nu mă compar copiii mei cu alții pentru că îi feresc să nu fie toți la fel în creștere. Da, uite, vă las aici că fetița asta e zâmbăreață, dar mami trebuie să-i curețe năsucul acum. Și o să-i dau să papie și o sper mama e copila sănătoși și voi la fel sănătate multă tuturor cu vești bune la Eco. Da, 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 așa să fie. O să vă pun în vlogul de mâine sau poi mâine, nu știu. Că nici n-am terminat azi, editez nimica pentru azi, că... Nu am toate videourile, că mai are Adriana el pe telefon, așa că n-am putut să editez. Da, o să vă las, că trebuie să-i curăț năsucul, că are muci. Și să-i dau să papi și apoi plecăm. Nu uita că el este fetiță, iar fetițele sunt frumoase delicate. Da, da, da. Da, știu, știu. Dar și e mai era, dar lua în greutate mai mult. Dar în fine, așa e. Dacă doctorul zice că e ok, nu ne preocupăm. O zi bună să aveți, Monica, și multe îmbrățări de la noi. Mulțumesc, Lidia. Și bună, Lidia Burlacu, bună. Eu acum vă las, vă salut, vă aduc aminte să dați like și ne vedem în vlog când reușesc să-l pun, nu știu dacă îl pun azi. De seară poate pun, dar vă aduc aminte să vă uitați la Vocea Creștinilor, că este interviu cu familia Rotundu și este important să ne informăm și noi, să știm cum a fost situația și să fim pregătiți să susținem poate alte familii care trec prin asta. Și da, bun, vă pup, vă salut, vă pup, că trebuie să mă ocup de un bubuleț mic aici și ne vedem. Bun, pa, pa, fretil. Pa, prieteni, pa, fetele, de fapt, că sunteți mai mulți fete aici. Și Adrian, pa, Adrian, ne vedem mai târziu, Adrian. Pa, pa.